în ce mai investim în următoarea perioadă. Ce faceți, prieteni? Sunt Angel, suntem într-un cadru mai relaxat, da? Nu de news. Vreau să vorbim un pic despre investiții, în special vreau să vorbim despre investițiile mele și cum văd eu următoarea perioadă. Haideți să începem cu lucrurile clasice la care se așteaptă toată lumea. Deci avem așa, în primul rând domeniul cripto. În cripto eu investesc lunar destul de puțin. Am o sumă destul de mică pe care o adresez cripto, undeva la câteva sute de dolari, nu ceva exagerat, câteva sute de dolari care se duc în fiecare lună în cripto și se duc în diverse proiecte în care încă cred. Pentru că din nou, nu sunt nici cel mai mare believer în cripto, da? Dar nici nu vreau să fiu cel care nu crede deloc. Cred că tehnologia are potențial, este foarte greu să alegi proiectele de succes, investesc în câteva lucruri în fiecare lună, nu vreau să ratez complet domeniul, dacă este, știu că acele investiții vin cu un risc destul de mare, adică riscul de a se duce la zero. Știu că există acest risc și de asta nici nu investesc sume foarte mari de bani încât să mă afecteze financiar în la momentul, să zicem, în punctul în care, dacă nu știu, dispar monedele în care am investit, vor rămâne pe străzi sau chestii genul ăsta. Adică este un risc pe care mi-l asum și în asta investesc. Pe bursă am investit destul de constant, acum în ultima perioadă, să zicem, am vreo două luni în care nu am mai investit deloc. Voi reveni cu investițiile pe bursă de anul viitor, undeva prin ianuarie-februarie voi reîncepe să investesc din nou, pentru că am văzut piața destul de instabilă, destul de trend descrescător și am zis că mai bine mai aștept decât să sar acum cu capul înainte. Și în continuare, am un portofoliu pe bursă care a mers binișor, aș putea spune, având în vedere situația. Adică anul trecut am avut profit de 45% pe bursă și, nu știu, 300% pe cripto, ceva de genul ăsta. Pe cripto am avut procent foarte mare, dar nu a fost suma atât de mare. Dar pe bursă am avut un profit destul de bunicel, adică la 45% anual este bun. Tranzacțiile pe care le-am închis toate au fost pe plus, dar am avut un plus relativ mic, adică creșterea a fost de vreo 7%, 7-8% și aproape este pe final anul. Deci comparativ cu anul trecut este un an mai slab. Am și câteva poziții pe minus pe care le aștept, bineînțeles. Dacă vă întrebați, cei care mă urmăriți de mult, în continuare am poziția de la Arrival, nu am renunțat la ea, doar că chiar dacă este pe minus destul de puternic, mi-am făcut un DCA, în sensul în care am mai cumpărat pe măsură ce a scăzut. Arrival-ul este o investiție exact ca și în cripto. Este o investiție cu risc, dar este o investiție care, dacă va merge, vei avea foarte mult de câștigat. Adică Rival în punctul ăsta, nu știu, e sub un dolar, ceva de genul ăsta și eu am discutat despre ei când erau vreo 10 dolari, da, deci ceva pierdere. Dar eu am mai cumpărat pe la 5 odată și am mai cumpărat pe la 2 odată destul de mult și am cumpărat și pe la 1. Și am mai cumpărat de vreo 4 ori și mi-am făcut o medie destul de bună. Acum aștept, nu mai cumpăr pentru că nu vreau să-mi dezechilibrez portofoliul încât să am prea mult într-o investiție riscantă. Nu mai cumpăr, doar aștept. Pentru că Rival-ul va fi în felul următor. Dacă peste 3 ani, 4 ani vor reuși să livreze dubițe, mașini, în fine, și să facă treabă, vor fi mega, adică vor crește, vor face probabil 50x, ceva de genul ăsta, ca și market cap și așa. Dacă nu, se vor delista și aia va fi treaba, vor fi bani pierduți. Asta sunt genul de investiții pe care le faci cu un risc mai mare. Adică investiții care nu se compară, de exemplu, cu Google, cu Facebook, cu Amazon și așa mai departe. Adică Amazonul sunt sigur că peste 10 ani va fi. Arrival-ul nu sunt sigur. Asta este o diferență și este bine să înțelegi această diferență când investești. Deci astea sunt, să zicem, abordarea mea. Dar mult în următoarea perioadă vreau să mai adun cash cât se va putea. Încercăm să ne luptăm și noi cu scăderea economică pentru că afectează pe toată lumea și vreau să mai adun niște cash. Planurile de viitor sunt în felul următor. Vreau să iau ori un teren, ori o hală, aș spune, ceva de genul hală. Vreau să fac sediul Fitness Nation și nu mai vreau să mai stăm în chirie. Momentan în spațiu în care sunt eu să avem două etaje și suntem în chirie. Și cheltuielile sunt destul de mari. Ai anumite limitări, nu prea poți să faci cum vrei tu. Adică voiam să mai facem anumite chestii pentru a evolua și mai mult în firmă și ne cam încurcă că este spațiul al cuiva. Și pe lângă asta am niște idei destul de mari de expansiune. Na, pot să vorbesc, să fac două ore video despre chestia asta, dar în fine. Și pentru asta, concluzia este că pentru asta avem nevoie de un sediu propriu. Sediu care să fie ceva mai mare și să fie compartimentat cum am gândit eu și să putem face lucrurile la care m-am gândit și asta urmăresc. Asta urmăresc în sensul în care aș vrea să strâng banii de un avans pentru o clădire, pentru că aici discutăm de clădire probabil de vreo 700.000, 1.000.000 de euro, adică nu vorbim despre o clădire ieftină. Aș vrea să pun deoparte pentru un avans, să zicem, de vreo 50% din clădire, deci vorbim probabil de vreo jumătate de milion de euro să ai disponibil, ceea ce nu este chiar puțin.
și să dau avans ca după asta de restul să fac credit și creditul respectiv să vină cam ca chiria pe care o plătesc, cam asta este planul. Iar pe plan personal vreau să-mi iau un teren pentru casă, pentru că nu știu dacă știți, eu mi-am cumpărat o casă acum vreo 3 ani, 4 ani, de acum 3 ani și ceva și na, este casa de dezvoltator, nu este făcută cum este casa visurilor și așa mai departe și vreau să-mi fac acea casă în care să rămân, să zic așa, și pentru asta îmi trebuie teren, pentru că o voi face eu de la zero și cam asta urmăresc anul viitor, poate reușesc să iau teren, poate reușesc să strâng banii pentru sediu în timp ce mai facem și alte chestii. Și cam astea sunt planurile mele, cel puțin de viitor, pe partea de bani. Iar eu investitul pe bursă, atât în cripto, îl văd ca și un fel de fond de pensie, adică nu mă ating de el, nu mă folosesc de banii respectiv, pur și simplu îi las acolo, se adună și în timp probabil mă voi folosi de ei peste vreo 20 de ani, dacă mă hotărăsc să ies la pensie, să nu mai lucrez, să nu mai fac nimic și poate mă hotărăsc vreodată să vând firma cu totul. Dacă voi vinde vreodată Fitness Nation, deși mi-este greu să mă despart de o firma asta, dar poate la un moment dat, peste 10 ani, poate mă hotărăsc să vând compania și dacă o voi vinde, probabil îmi voi adăuga suma la portofoliu și voi trăi din portofoliul respectiv destul de confortabil, zic eu. Și cam asta este planul pe termen lung. Și vă recomand, scopul acestui video, vă recomand să stați să vă gândiți și voi la planurile pe care le aveți. Este foarte important să ai un obiectiv și nu un obiectiv mic. Dacă vă puneți obiective mici, nu veți ajunge nicăieri, pentru că știți că este vorba aceea foarte stereotipică, cum că să-ți pui obiectiv de 10 ori mai mare și na, dacă o să-l atingi, o să-l atingi, dar dacă nu-l atingi tot, ai ajuns mai departe. Este adevărat. Și mai văzusem un citat, ceva de genul ăsta, că dacă crezi că vei reuși sau crezi că nu vei reuși, în ambele cazuri ai dreptate. Pentru că până nu se dovedește, poți să crezi ce vrei. Până nu se dovedește. Așa că mai bine crezi că vei reuși și încerci să mergi în direcția asta și dacă se dovedește că nu, nu. Este mult mai dureros să nu încerci să rămâi pe loc. Și cam asta este videoul, prieteni. Sper că v-a plăcut, bineînțeles. Nu uitați de like, nu uitați să vă abonați. Noi ne vom vedea la videoul următor. Pa!